Ladă de zestre. Importantă nu doar ca piesă de mobilier, deoarece existența ei traversează mai multe generații, moștenindu-se de la mamă la fiică, în ea fiind depozitate în special veșmintele tradiționale pe care le poartă mireasa la nuntă și după aceea unele piese fiind conservate aici pentru înmormântare. Lada de zestre se răscumpără ca și mireasa la nuntă. Când este ridicată în căruță, este bătută cu pumnii, la fel cum simbolic era bătută mireasa odinioară, pentru a-i stimula fertilitatea. Semn că lada este echivalentul simbolic al miresei. Chiar și ornamentele prezente pe capacul și pe cele trei laturi ale lăzii aparțin prin mesaj vieții și fertilității. Pe unele exemplare din nord-vestul Olteniei și în Mehedinți apar rozeta solară, pomul vieții, axis mundi, precum și unele imagini antropomorfe stilizate, coarne și spirale prelungite, care toate împreună simbolizează principii ale vieții și fecundității. În țara Chioarului, lada de zestre este dusă la casa mirelui fie cu o zi înainte de nuntă, fie la o săptămână după nuntă. Peste ladă se pune un covor, iar peste covor se așează chiar mireasa și în felul acesta traversează satul. Pe lăzile de zestre din Gorj, ornamentele prezintă semne solare, pomul vieții, perechi de păsări cântătoare, rămurele executate în trei registre, jos roade, la mijloc flori, în vârf boboci. Lada se pune în odaia curată sau odaia bună, la capătul dinspre picioare al patului sau lângă peretele dinspre răsărit. La femeile bătrâne, ordinea obiectelor conservate în ladă este fermă. Toate bunurile sunt rânduite sub o cruce veche din lemn. În partea dreaptă, într-un sertar anume croit, sunt puse podoabele. Banii destinați celor 9 vămi, sticluța cu mir, cutia cu tămâie, un pachet cu lumânări, un calup de ceară pentru confecționarea lumânării de stat, un pieptene, o oglinjoară, agrafe, mărgele, puțină pudră. Sub sertar este pusă secera, cea care se va pune sub sicriu. În lungul lăzii sunt așezate țesăturile necesare în mormântării, iar deasupra lor se pune cămașa morții, din cânepă neînflorată. Visarea unei lăzi pline prevestește călătorie, iar dacă se visează ladă goală, semnifică stagnarea tuturor demersurilor și încercărilor care se vor face.